Iar noi continuăm cu alte reportaje frumoase și alți oameni care fac lucruri minunate. Oameni care au dăruit o zi plină de emoții pozitive copiilor din orfelinate și din familii social vulnerabile. Este vorba despre asociația The Moldova Project. Care este deja la al șaptelea an consecutiv, organizează pentru al șaptelea an acest eveniment pentru sute de copii, distracții, centre de joacă, bazin, iar copiii, să știți că au parte și de multe surprize, zâmbete, îmbrățișări și acele emoții de care are nevoie orice copil pentru a fi fericit. Pentru o zi, peste 100 de copii din familii social vulnerabile s-au distrat pe cinste la un mall din capitală. Îmi plăcea mai mult carusela. Acasă, de obicei, unde te joci tu? Mă duc pe stadion să mă joc cu copiii. Ai mai fost la astfel de distracții? Nu, astăzi este prima dată. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Cel mai mult mi-a plăcut când săream pe bătută și mă simțeam foarte emoționată. Acum sus să ne scrânge, m-am dat pe dânsul, am sărit la dânsul. Ideea aparține fondatoarei organizației non-guvernamentale The Moldova Project, Victoria Morozov, pe care am cunoscut-o anterior la prima oră. Rolul zilei este nu doar să-i distrăm, dar și să interacționeze cu voluntarii noștri. Misiunea lor este foarte simplă, să dăruiască zâmbete, îmbrățișeri, dragoste necondiționată și emoții pozitive care o să trăiască cu acești copii pentru întreaga lor viață. I heard about this project through a friend and I just thought it sounds lovely to help underprivileged kids. Just to see the smile on their faces is amazing. Picii au rămas încântați. Mulți dintre ei nu au mai avut parte de un asemenea răsfăț. Nu cred că ei au fost în asemenea centre de distracție, ca și azi. Urmează de mâine să începem vizitele la bazin, acolo unde se poate să noate și să distreze iarăși cu noi. Timp de 10 zile, peste 800 de copii vor uita de griji și se vor bucura astfel de vacanța de vară. Distracțiile sunt diferite în fiecare zi, în funcție de vârsta picilor, cu multe surprize, dulciuri și animatori. Proiectul este la a șaptea ediție.